Senatorul George Mândruță a participat duminică la biserica din parohia Râbâia la un moment emoționant, o slujbă în memoria eroilor din primul și al doilea război mondial și la sfințirea și înălțarea pe catarga unui drapel al României. Evenimentul a fost organizat de Asociația Cultul Eroilor Suceava, la slujbă fiind prezent maestrul militar în rezervă Dumitru Davidel, prim-vicepreședinte al asociației. Senatorul sucevean a arătat că a fost un eveniment extrem de emoționant, la care au participat numeroși credincioși veniți, unii chiar din București, care au ținut să fie prezenți la acest moment solemn. Pentru mine a fost emoție dublă, atât în calitate de senator, secretar al Comisiei de Apărare, cât și de militar în rezervă și veteran al teatrelor de operații. A fost o onoare să fiu invitat la un moment atât de important pentru comunitate, o dovadă via respectului pe care îl purtăm față de sacrificiile înaintașilor noștri și o reamintire a faptului că drapelul național, unul dintre simbolurile țării, trebuie purtat în suflet și cinstit oriunde ne-am afla.